cel înălcime, primește Compagno și trimite alături. Și vrea penalti, și e penalti. Ca faza se terminase. Adică el apucase să lovească mingea. Stai, pică, o să, asta o zic, să primească. Nu, cred că lasă să... El ar putea să spună din cauza ieșirii portarului. Am fost nevoit să lovesc așa. Uite. Își lovește și... Nu, e lovit de căpuz. Dacă nu ridica căpuz piciorul ăla, nu se întâmpla nimic. Ce rost are? Ce rost are să mai ridici piciorul? Mingea trecuse, căbuz îl agață fără niciun sens, fără niciun rost. Bine, căbuz n-avea de unde să știe, sau, mă rog, simți poarta, vezi că a trecut. Da, ok, era gol, bun, și cu ce te alegeai dacă îl agăți pe companiu și dacă era gol? Astea sunt, cred că sunt reflexe aflate în subconștientul majorității portarilor. Să fim atenți la oamenii care intră în careu, suprafața de pedeapsă. Să fim atenți la portar. Compagno va avea grijă de restul. Compagno a dat gol cu CFR-ul, parcă. Da, la 1-0. Și dacă nu greșesc, de atunci n-a mai dat gol. Da, e ultimul lui gol în sfârșitul lui iunie, 29 iunie. În acel prim meci jucat de FCSB pe stadionul Steaua. Din nou situație neclară, se vorbește mult. Impresia că jucătorii nu prea îl respectă pe arbitru. Da, se poate executa. Bate bine. Bate bine și egalează. 1-1, Hermannstadt, FCSB. Bun meci. Dar dacă vorbeam mai devreme despre greșelile din apărarea celor de la FCSB, a fost rândul sibienilor acum să o comită. Îmi pare rău că nu vedem toată faza. Minge ajunsă mai degrabă întâmplător la companie. Erau ceva picioare prin careu. A lăsat-o să treacă șut foarte bine, foarte inteligent a fost. Băluț a intrat în careu. Da, l-a simțit pe companie.